Autoritățile din Prahova sunt în alertă. În județ au fost raportate primele două cazuri de suspecți de coronavirus. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani din Bărcănești și o tânără de 19 ani din Câmpina. Bărbatul a acuzat dureri musculare, fără a prezenta însă febră ori alte simptome. Tânăra, suspectă de coronavirus, a fost plecată în Italia în cursul zilei de vineri și a revenit în România pe data de 24 februarie. Ea s-a simțit rău înainte de călătoria făcută în Italia. În prezent, ambii pacienți se află internați aici, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiești. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, cele două persoane se află sub tratament. Li s-au recoltat analize, iar acum se așteaptă rezultatele de la Institutul Matei Balș din București, care vor confirma sau infirma infectarea cu temutul COVID-19. Fata suspectă de coronavirus este elevă în clasa a 12-a la Liceul Energetic din Câmpina. Ea a mers la cursuri după ce s-a întors din călătoria la Milano. De aceea, ca măsură preventivă, Direcția de Sănătate Publică Prahova a luat măsura închiderii acestei unități de învățământ în cursul acestei zile, pentru a fi dezinfectate sălile de curs. În prezent, 270 de prahoveni se află în autoizolare la domiciliu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Prahova, 61 sunt elevi.